Centrul de cercetare și resurse în turism, CERC Tour, din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, a organizat la finalul lunii mai un seminar online de instruire cu tema Culegem case din Bucovina. Evenimentul s-a adresat profesorilor din învățământul preuniversitar care doresc să se implice împreună cu elevii pe care îi coordonează în acțiunea de inventariere a clădirilor tradiționale din Bucovina prin intermediul unei aplicații ce a fost dezvoltată în cadrul proiectului de cercetare PORT. Această platformă găzduiește o hartă interactivă care poate fi completată de cei ce doresc să contribuie la extinderea bazei de date ce însumează elemente valoroase ale arhitecturii vernaculare din Bucovina. Astfel, prin accesarea funcției Propune o casă, voluntarii și proprietarii de case tradiționale pot plasa pe harta județului locația caselor și pot introduce o descriere succintă a acestora. Prin această campanie, echipa proiectului își propune să sensibilizeze tinerii care au reședința în mediul rural cu privire la patrimoniul construit și la nevoia de protejare a peisajului cultural. În cadrul seminarului Culegem case din Bucovina au fost prezentate și discutate următoarele teme: caracteristici ale caselor tradiționale din Bucovina, importanța peisajului cultural, calitatea vieții locuitorilor și atractivitatea turistică, prezentarea proiectelor PORT cultural și Salvează satul bucovinean, inițiative de protejare a patrimoniului construit al Bucovinei, modalități de documentare și inventariere a caselor tradiționale ale Bucovinei, prezentarea platformei interactive PORT cultural, secțiunea Propune o casă și modul de completare a informațiilor. În perioada ce a urmat a seminarului, au fost încheiate 15 parteneriate cu licee din județul Suceava, cu susținerea Inspectoratului Școlar Județean Suceava și a cadrelor didactice ce au participat la eveniment. În luna iunie va fi organizată o nouă instruire cu privire la metodologia de documentare a caselor. Așteptăm cadre didactice și elevi alături de noi în efortul de a documentare a caselor tradiționale ale Bucovinei. Sperăm că tinerii din mediul rural, viitorii proprietari ai caselor tradiționale, vor descoperi și înțelege comoara din satele Bucovinei și vor deveni multiplicatori și ambasadori ai păstrării acesteia, au transmis reprezentanții Universității Ștefan cel Mare din Suceava.